Municipiul Drobeta Turnu Severin este în scenariul roșu, ceea ce înseamnă că organizarea și desfășurarea activităților în cadrul instituțiilor de spectacole este interzisă. Pentru Palatul Culturii Teodor Costescu, acest lucru reprezintă încă o lovitură. Astfel, evenimentele din perioada care urmează nu vor mai avea loc. Se pare că al patrulea val de pandemie se face puternic simțit și pune încă o dată la pământ domeniul artistic și cultural. Situația epidemiologică din municipiul Drobeta Turnu Severin este gravă, ceea ce înseamnă că evenimentele de la Palatul Culturii Teodor Costescu nu vor mai avea loc în următoarea perioadă. Era previzibil că valul 4 al pandemiei va afecta, printre alte domenii, și zona culturală. În ciuda tuturor măsurilor de precauție, 50 sau 70% din capacitatea unei săli, mască obligatorii, teste, nu putem să nu recunoaștem că este o afectare gravă a activității culturale. Astfel, o serie întreagă de concerte, spectacole se văd în imposibilitatea de a fi puse în scenă în perioada aceasta. Pentru noi am fost nevoiți, în cooperare cu impresarii care colaborăm de ani de zile, să suspendăm până în decembrie câteva spectacole, diagnostic rezervat, o piesă de teatru, o moștenire și doi nepoți, o comedie pe care o așteptam, un show cu Doru Octavian Dumitru, doar luna aceasta, și concertul Tudor Gheorghe, programat tot luna aceasta. Toate aceste spectacole sunt reprogramate în decembrie, fără să avem convingerea că luna decembrie ne va permite să aducem publicul în sală. Sorin Vidan, managerul Palatului Culturii Teodor Costescu, ne spune că, deși toate măsurile sanitare sunt la punct, oamenii sunt speriați de ceea ce se întâmplă și refuză ideea de a mai participa la astfel de evenimente. Degeaba noi avem toate condițiile necesare și toate măsurile luate ca publicul să fie în siguranță în sala de spectacol. Avem distanțare, avem dorința de a-i primi pe cei cu certificatul verde de sanitar. Pentru că, deși noi avem toate măsurile, actorii sau cântăreții pot să vină, noi nu putem gestiona absolut deloc teama și reținerea oamenilor. Degeaba s-au luat aceste măsuri administrative oarecum la rece, dacă nu s-au luat în calcul din timp, la nivel național, o mai bună gestionare a stării sufletești a oamenilor. Dacă s-ar fi discutat din timp, s-ar fi adus argumente puternice, dacă ar fi fost o campanie de vaccinare mult mai intensă, dar mai umană, mai clară, mai articulată, nu ar fi ajuns în această situație. Domeniul cultural și artistic, alături de multe alte domenii, precum sănătatea, sunt la pământ din cauza apariției pandemiei de COVID-19.